bătut, pentru că era foarte greu să scrie aici. Îți amintești primele benzi de intrare de cucerire de aceste biblioteci? Da, mai ales anul 3, mai ales. De facultate, da. Da, etajul 3, secția literatură străină. Da, de ce am vorbit, știi cum vreau? Ales, da, undeva să zic, de familiarizam cu marea literatură Iacului și a lumii și, cu adevărat, o să-ți spun că poate una dintre facultăți a fost chiar aici. Exact asta spuneam acum câteva luni când vorbeam cu Lucia Țurcan. Pentru noi, facultatea adevărată s-a întâmplat aici. Da. Deci era secția aceea de literatură străină. Puteai completa o fișă în caractere românești cu numele tău scris românește, într-un fel, ca și cum te regăseai în literatura în care vrei să te simțeai că faci parte. Da, e adevărat. Știi, și sunt în nemire, fiindcă fiecare dintre noi, eu știu care scriu. Deci, ar veni ca și cum dintr-o zonă eclectică, știi, pentru fiecare care niște lectură de sale, niște preferințe ale sale și niște obsesii ale sale, în sensul ăsta. De asta poate nu se mănăm așa unii cu alții, dar până la urmă... Dar asta vreau să zic, fundamentul pe care, zicem, am pus piciorul tare și asta s-a simțit probabil cel mai tare în generația noastră, care a trebuit foarte mult să recupereze în literatura lumii, care s-a simțit cumva foarte frustrată cu literatura care se învăța la școală și la facultate. Țin foarte bine, chiar era foarte ideologată. Dar știi ce se întâmplă? Eu cred că am învățat aici. În speță să ne cultivăm, sau mi s-a cultivat o responsabilitate, deci pentru a scrisului, a mesajul, sau poate și chiar a mesajului cult, hai să zic așa, pentru că atunci când te revedești de la mare autori, într-un final ți-i jenă, știi, să clachezi. Așa că au fost niște lecții substanțiale. Eu zic să trecem la o lecție în dialog, adică să vorbim de ale noastre. Nu știu cum se vedea în anii 80 în această fereastră, peste această fereastră, bănesc că Platan era cel mai tineri, noi eram la începutul. Ne aflăm iarăși în Biblioteca Națională, unde încercăm să refacem un destin de scriitor, un destin care e în plină forță creatoare și pentru asta trebuie oricum să ne întoarcem în trecut, iar ca să nu o facem pe conspiratorii, trebuie să spun de la bun început că ne cunoaștem cu Ghenadae Postolache încă din școală. Am învățat în aceeași școală numărul 1, acum liceul Gheorghe Asache. Am fost în clase paralele și nu țin minte exact, zicem, titlul acelei prime bucăți de proză pe care a publicat-o Ghenadae în clasa 9, dar evident țin minte evenimentul, pentru că prin anii aceia, deci asta se întâmpla prin 79, cel târziu în 80, se publica oricum destul de greu, era și cenzură ideologică și atunci când cineva, un tânăr, apărea la școală cu un ziar în care își vedea tipărit numele și un text, chiar era un mic eveniment. Ca și cum de la bun început, Ghenadae Postolache și-a fixat obiectivul major proza. Proza care înseamnă nu doar niște secvențe de realitate, înseamnă construct, înseamnă o anumită estetică, înseamnă, dacă vreți, și un destin de lungă durată, pentru că, zicem, o poezie se poate scrie la inspirație sau poți să scrii un volum de poeme la inspirație. Proza presupune ceva mai mult, parcă, adică presupune și această muncă fizică constantă și cu oarece regularitate. Vreau să începem prin a evoca acel, poate nu acea proză, dar acel moment biografic oricum important pentru un scriitor când își vede prima dată tipărit numele, ca să ajungem deja spre cărțile de mai târziu. Da, cu siguranță, știi, ți induce o stare de euforie, mai ales la vârsta hormonală în exces, când să zic, suntem, da, și, exploziv, atunci. Suntem și foarte ambițioși, deopotrivă frustrați, deopotrivă dorind să dăm lovitura fulgerător. Apropo de cenzură ideologică, știi,
mi se pare și nu cred că, așa stare, că această cenzură ideologică, întrucâtva, aducea și niște rigori de natură estetică, știi? Adică, dincolo de toate, adică un artist, bine, e lucru știut. În ce privește regimul totalitar, trebuia să se depășească, știi? Și atunci nu era atâta, hai să zic, maculatură, dacă vrei, da? În sens că totuși, bine, munte mari erau excluse din start, da. Pentru că știm... Suflet, moarte, alte lucruri, da, da. Știm de ce, dar se strecurau niște lucruri care ulterior s-au constituit valori așa inalienabile, dacă vrei, adică au fost câteva generații de scriitori foarte tari. Aici, în România, în Rusia, adică... Mai rămâne puțin în acea perioadă, foarte important ce spui, pentru că, într-adevăr, la presiunea sistemului, artiștii care se simțeau vocația și care nu vreau să facă carieră, că era, dar vreau să facă chiar literatură sau vreau să facă artă, găseau diferite... Este un cuvânt care astăzi, oarecum, cu o falsă jenă este evitat, falsă sau asumată jenă, știi? În fine, artă. Deci, câtă lume își dă efortul sau... Adică își dă efortul, da? Dar își asumă, dacă vrei, gestica, actul de a încerca să facă artă, adică de a se plasa în câmpul ăsta al esteticului. Nu esteticul pentru sine doar, da? Dar esteticul care, bine, pentru final, dacă esteticul nu comunică cu morala, e morală. Da, cu eticul și cu transcendență, atunci este păzeat, știi, asta. Dar lucrul ăsta este important pentru că în acea perioadă, deja, inclusiv în generația noastră, se despărțeau apele. Adică erau câțiva autori, cum zicem, tineri, până în 20 de ani sau puțin depășind 20 de ani, care deja aveau o clară opțiune estetică și nu țin minte ca cineva din noi, deci la ora aceea să fi vrut să se încadreze neapărat în sistem, să facă artă, zicem, marcată ideologic. Și erau, ca întotdeauna, în toate timpurile, erau oameni care pur și simplu scriau la, mă rog, lozicele zile, etc., etc., pe aia dăm deoparte pentru că nu contează și chiar n-au lăsat urme. Încă puțin stăruim în perioada în care, după primele texte publicate, am intrat în facultate cu un anumit orizont de așteptare, evident. Deci, am făcut jurnalistică, am făcut filologia, deci am intrat în același an, am avut și lecții comune, chiar dacă, deci, nu cele mai plăcute, dar asta e altă poveste. Hai să puțin să vorbim, ca înainte de a intra propriu-zis în cărți, despre ce orizont de așteptare aveam și ce ni s-a dat și cum am găsit soluția pentru a ne face pe noi înșine. Eu totuși aș raporta în bună parte toate astea la scară personală, adică la... La insulă, de grabă. Tolstoi spunea că începea printr-o absolut ureașă ambiție, pur și simplu, așa, hai să zic, antagruiele cu zdrobitoare, ca să încheie sau să se producă în lumea unui dramatism asumat, adică ceea ce înseamnă scris și nu scris ca lucru în sine, da? Deci în momentul... Deci el este și lucru în sine, dar iarăși, să vedem, dacă nu se deschide, dacă nu se destupă către alte sfere, atunci devine un obiect de porțelan foarte fragil. Asta în cel mai bun caz. Deci când intram în facultate, da, noi tot știam că o să ne impunem ca scriitori și noi și alți colegi ai noștri și, știi, eu descoperisem cu groază că nu știu limba română. Da. Citisem un vagon de cărți în rusă, din clasici, câte ceva în franceză, dar de atunci efectiv mă îngrozi, știi. Și vorba ta, uite, am început să vin încoace, aveam niște prieteni care aveau biblioteci impunătoare și îmi dădeau cărți. Adică se citea non-stop, non-stop. Uite, una din caracteristicile vremii, hai să spun, destul de vicioasă, da? Este faptul că lumea nu mai vine la biblioteci, bine, nu știm de net, știm de toate chestiile astea. Totuși, lectura, bine, este
pe o anumită linie chiar esențială, știi? Adică... Formatoare, da. Și apropo de chestia asta, deci, dacă aș încerca să răspund la această întrebare, aș zice că orizontul meu de așteptare era foarte mare, pentru că evident că după o școală în care se învățau și lucruri care, pe care noi le puteam suferi, gen matematici, chimie, fizică și alte lucruri astea îngrozitoare. Ateism. Ateism, da, bineînțeles. La facultate, era o facultate tot și umanitară, așteptam să aveam multe lecții de literatură, de stilistică, de... Au fost, dar mare parte au fost, iarăși, teribil de ideologizată, de exemplu, la literatura sovietică, moldovenească, se trecea foarte așa. Nu doar o să spun, cea mai ideologizată facultate era jurnalistică, bineînțeles, și voi aveați mai puține lecții de literatură. Infinit mai puține, dar noi nu aveam latină, vreau să spun. Da, ceea ce eu cred că... Da, înseamnă foarte mult. Ceea ce ulterior se resimte, știi? Iar, ca să închei, deci am descoperit că, de exemplu, fiind la filologie, a fost teribil de greu să ne facem abonament la biblioteca, pe atunci Clubs, care este actuală națională, adică și acolo trebuia să treci niște praguri administrative ca să-ți iai o îndreptare de la biblioteca universității, chipurile nu se găsește nu știu ce carte absolut necesară pentru teză sau ceva de genul acesta, ca să poți veni încoace. Asta mi s-a părut absolut îngrozitor, pentru că noi, de fapt, ne aruncam, sau vroiam să ne aruncăm într-o mare de lecturi, de pasiune pentru literatură și am descoperit că, de fapt, lumea venea pentru studii, pentru așa zisa coreci, care o diplomă care le oferea, știi, un post după aceea. Poate că, eu țin minte că, de exemplu, în grupa ta de jurnalistică, erau oameni care scriau, dar eu m-am regăsit foarte singur la filologie, adică de unde așteptam că o să fie o concurență acerbă între oameni care scriu, senzația asta de, cum se spun, an informativ și e o întrebare pe care, nu știu dacă știu răspunsul la 100%, dar mă întreb și eu deseori. Contează foarte tare să ai sentimentul generației atunci când ești tiner, să vezi cam cu cine înainte, pachetul humanitare. Știi, dacă făceam la vreme respectivă studii la filologie sau la jurnalistică în București, ar fi și tot altul în care te pești, știi? Altceva e că în momentul în care n-ai niște gelozete de strâns, hai să spun, de proxime, știi? În persoană, un colegi care scriu, care rup, pur și simplu, știi? Atunci, uite, intră într-o zonă de foarte curioasă. Fiindcă tot ce faci parțial și un timp este pe cont propriu și cu propriile astea riscuri, dacă ceva îți reușește, deja este și act asumat la scrisul. Și atunci, pe de-o parte, eu cred că este o hibă faptul că nu am fost plasați într-un context de gelozii sănătoase de astea, știi, de ambiții emulative, să spun. Pe de altă parte, n-am fost afectați tranșant de niște curente. Eu spuneam când intram în centru bibliotecii că eclectismul nostru cultural, lectural, da? El vine de acolo că am fost autodidacți în... Bine, tu ai făcut și Institutul Gorghe din... Doctoratul acela. Da, și doctoratul. Așa că este o chestiune cu dublu aspect, adică în doi pieri, știi? De parte, n-am fost streviți eventual de proximitatea unui artist și pe viu, adică, da, din preajma noastră. Pe de altă parte, am fost lăsați așa la voia, cum să-ți spun, instinctului nostru creator, adică așa. Și atunci, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, știi? Mai am încă o singură întrebare de context, ca după ce ne mijlocit să deschidem cărțile. În anii aceia, în 80 și ceva, a existat totuși o platformă, un cenaclu în care se intersectau autori care ulterior aveau să confirme și Popa și Sevel Cernei și Costicu Olteanu și mulți alții. Mă gândesc la cenaclul lui Ceafră din Irimei Moldovei. Noi ne regăseam de când acolo. Da, eu niciodată pe post de invitat, adică de autor, știi.
Eu am fost sigur că cu post de autor n-am ieșit foarte bine și cred că pe bună dreptate n-am ieșit bine pentru că eram alte tete. Dar a însemnat-o cu ceva, cel puțin ca să ne cunoaștem. Fără doială, după este, da. Cum să-ți spun, într-o cumpănă, la modul indirect, ele atârnă, adică sunt și formative, știi? Da. Chiar pentru generație, chiar pentru mediu. În general, la noi lumea nu citește. Eu vă spun, nu prea citești, chiar nu citești. Deci cineva îmi spunea că Basarabia vinde mai puține cărți decât județul Băstrâmbe. Da, da, da. Adică sunt chestiuni care frizează catastrofa, știi? Dar părerea mea, uite și lumea asta, băi, tu mai scrii, da, sau ăla mai scrie, sau uite, zic, care e carburantul, de fapt. Eu am o idee mai veche, știi, uite, viermii sunt meniți pe lângă, presupun că și altceva, da, să dreneze solul, adică, da, văzându-și de viața lor, da, așa cum sunt ei, știi. Cu siguranță, cu un efort cultural susținut, acum nu vorbesc de calitatea efortului, știi, el vine să dreneze solul ăsta, psihosocial, dacă vrei, da, fiindcă altfel nu se poate. Noi suntem, crezi după chip și asemănare, comportăm niște energie foarte serioase. În general, eu consider că energia umană, psihică, este cea mai puternică energie de față Pământului, mult mai tare ca nucleară. Nucleară este destructivă prin excelență. Pe când energia psihică, atunci când este luminată, luminoasă, se recordează prin lucrarea proniei la energiile superioare, atunci este benefică. Deci o muzică bună, da, de calitate, un text, o sculptură, o pânză, energeticul ăsta care penetrează niște, cum să-ți spun, niște straturi mai opace, da, mai inerte, el este vital necesar unui neam. De asta, în țările care se respectă, se investește în cultură, pentru că cultura, pe lângă faptul palpabil propriu-zis, muzica, pictura, cartea, asta mai înseamnă și, efectiv, o stratificare a unui energiei benefice, da? Fertilizatoare, asta este și nouă să ne scapă. Cu siguranță, ai fost întrebat și eu, tu mai scrii, fiindcă nu mai rentează chestii de genul ăsta. Bun, în primul rând este un lucru asumat, adică și cu vârsta deja îți dai seama asta este, știi? Că nu e în periprave nimeni aia. Da, da. Și într-al doilea rând, ești responsabil pentru ceea ce emiți, înțelegi? Ești un compozitor, ești nu știu, da? Adică, și foarte responsabil pentru coeziunea socială pe care până la urmă o creează și muzica și pictura și... În afară voințe noastre, sunt niște lucruri care se leagă peste capetele noastre. Uite, ceea ce se numește cultură, îi se spune paideia, da? Paideoma, da. Care... Adică este un fel, este așa un fel de nouă sferă specială a unei nații, a unui neam, a unei comunități, da? Care la rândul, în timp, știi, te răsplătește. Adică nu neapărat și ba chiar deloc în sensul ăsta. Imediat, deci, sau, da. Care la contabilitate ai produs ceva și imediat da, să da, le contează. Da. Deci, și apoi când, dacă, nu știu, într-un deceniu, doi, apare o minte luminoasă și nu mai cam de unde. Uite, de aici vine tot. Adică ceea ce înseamnă, sau ceea ce vine și din succesiune generațiilor, da? Adică este foarte important efortul ăsta și este foarte trist. De autorități nu vorbesc de naucă. Noi mereu suntem în campanii electorale, este jenant și etc. etc. Eu vorbesc de, poate, de autorități mai mici, da, care ar putea dispune de niște mecanisme și pentru a stimula și, efectiv, a avea grijă de cei care gândesc, știi, sau își dau efortul să gândească. În țările care se respectă și, dacă mă uit, cel puțin pe câteva mari culturi pe care le urmăresc, franceză, în primul rând, engleză, germană, mereu în posturi importante care vizează, zicem,
cultura, învățământul, sunt mari personalități din domeniu. Adică Malraux, ți imaginezi, da, marele Malraux, unde era ministrul și de extern, și de extern, da. Sau Romain Gary, care a fost ambasador a de zile în niște țări. Deci mari personalități care făceau ca această coeziune și această fertilizare a solului să capte o anumită verticalitate, să aibă valoare și în ochii celor care, pentru care, de exemplu, valoarea materială prima. Dar oricum, când vezi asemenea modele, începi să te întrebi dacă nu cumva și altceva contează în afară de ce poate fi decontat imediat la contabilitate. Știi care e partea proastă? Știi, elitele nu sunt lăsate să fie, să se simtă ca atare. Mm. Adică și din cauza sărăcii, să spun lucruri pe nume. Și din cauza falselor elite care sunt promovate pe linii de partid, da, pe linii de interese. Cred că ideologiciuri. Da. Cred că la noi ca niciodată asta s-a simțit într-un anumit fel, zicem, în vechiul regim și în alt fel în anii de urmă, în care mai degrabă au fost aceste mecanisme de influență care veneau nu din interiorul Eu culturii. Sunt absolut convins de un fapt. Știi, spunea Napoleon, statul care nu poartă de grijă propria armate, va purta de grijă armate străine. Da. Eu sunt absolut sigur de faptul că atâta vreme cât corpul didactic la țară, la oraș, va fi prost plătit, noi instinctiv li se va cultiva cetățenilor, dacă vrei, așa un fel de, cum să spun, un neglijent față de așa zisele elite, știi, pentru că de acolo totul se începe. Dacă profesorul nu fără efort, deci se respectă, adică deci ce este la zi cu ce se întâmplă și mai departe, da. Dar trebuie să facă un efort în fond nu foarte mare dacă ține într-adevăr la profesia asta. Ai adus o temă cu care acum chiar nu pentru că pasiune pentru Eminescu, pentru Coșbu, pentru mari creatori. Când omul este într-o cuvânt despovărat de niște griji mărunte, știi, ea se transmite elevului și nu apare plictisul ăsta sau nu apare sentimentul unei săcăieri din partea profesorului, știi, adică, dacă ți amintești de, de cum o scapă, cum se numea ăsta profesorul de latină, de literatură, așa, o făcare exotică, antică. La facultate? Da. Kirilenko? Nu. Scapă cum și mie. Da, mie îmi scapă. Foarte pitoresc. Da, știu ce vorbești. El îmi transmisese chiar un soi de patimă pentru rostirea asta fluentă în latină, știi? Cu anticadențare. Era ceva, fiindcă el e efectiv se îmbăta, adică se scalda în latină asta, știi? Și lucrul ăsta nu minte, pentru că dacă el vine din inimă, el tinde să ajungă la inimă chestia asta. Și tocmai de ce atâta vreme cât profesorii de literatură în speță, da, vor fi prost plătiți și pe gânduri și la alte joburi sau nu știu ce. Asta este, știi, și eu tare mă tem că lipsa de respect la noi, din păcate, resimțită, și opțion, așa, intermitent față de cultură, de creatori, știi, vine de acolo. E adevărat. Dar trebuie să dăm vorba cea cezarului, trebuie să menționez faptul că există oaze, nu foarte mare, adică insuliții mai degrabă, de normalitate culturală în școli și știu câteva școli, știu câțiva profesori care sunt bine prezenți la lansările de carte la librăria din centru. Atunci, știi, când făceam ani de zile, am făcut în luna mai zi literaturii române în Chișinău, acești profesori erau una că prezenți cu elevii, ne invitau la școli și mi-au propus și voluntar, deci erau între țesute structurile noastre, zicem, o editură cu autorii invitați. Eu îi pun în același rând cu creatorii. Da, e adevărat, da, pentru că felul în care citesc contează foarte mult și abia ei formează cititori. Există o contabilitate secretă, ascunsă, ochirii directe, știi? Anume, în ceea ce privește profesorii despre care spui că efortul lor și opera
fază pe care o realizează prin magnetizarea elevului, știi, prin aducerea lui în spațiul respectiv, știi, este notabil și este de foarte mare valoare. E adevărat. Mă bucur că am adus omagiu celor care într-adevăr merită și pentru care, de fapt, și actul de citire este un act de co-creație. Este un fel de parteneriat cu, și am simțit asta foarte bine și la lecțiile de la Spiru Hareci și la liceul lui Mihai Eminescu și la alte câteva, la Constantin Stere de la Soroca și alte câteva licee în care am mers. Ne întoarcem la cărți pentru că, de fapt, această introducere mai largă a încercat să creeze un fel de context în care ne-am scris cărțile, un context și al celor timpuri și al timpurilor noastre și un context și social, pentru că am evocat și felul în care a fost receptat într-o anumită perioadă cartea și este receptată acum. Paradoxal s-ar părea, deci după un debut cu niște texte în publicistică, adică în presă, cu niște proze scurte, ai publicat trei cărți de poezie, fiecare având un nume, drept titlu, deci e vorba de Niche, de Rafael și Isaia Rafael, care era foarte aceste trei volume, poezia din aceste trei volume este foarte diferită de poezia din generații tale, adică bun, și de-a mea și de-a Nicolae Popa și de Lorina Balteanu, pentru că este o foarte mare miză pe un limbaj mai iterat, mai zicem, infuzat bibliic, mai structurat... Cu pretenție mistică. Da, mai structurat mistic. Nu pretenție, aș zice cu o deschidere mistică. A folosit, deci tu consideri această, zicem, această, nu paranteză, această intrare cu adevărat în literatură prin cărți, deja consideri un capitol încheiat, un capitol rotund și pus deoparte sau abia de aici au venit cărțele grele de proză, pentru că de fapt există o filiere care a dus din aceste cărți la Foc Rece sau la 7000. În poezie m-a ajutat foarte mult să încerc să reușesc a plasticiza niște lucruri, niște fenomene, transpunându-le în proză, știi? Și apoi eu zic, cu mila mea părere, este poezie, de fapt poezie, nu proză. Deci unul de poezii noștri susține că proză vertebrează de literatură, s-ar putea, dar poezia este cunună de lauri. Asta este părerea mea și rămân la părerea că mari poeți, acei care, vă să zic, au rămas până la urmă, dacă vrei, ca atare și au scos carte de poezie, au perseverat și s-au impus, de fapt sunt, hai să zic, sunt un gen de aristocrație, știi, dacă vrei, în lumea literilor. Dar sunt foarte puține și poezie bună, nu tot se face pe foarte puțină, mare și mai puțină se face. Și cu atât mai mare meritul acelor care fiind poieți, și-au somat rostul. Și au știut să meargă demn până în pânzele albe, într-un fel, adică să rămână ca atare, știi? Ceea ce este foarte valoros, în opinia mea, pentru că eu consider că poezia bună cu adevărat. Acum, recent, am recitit niște texte de Eminescu, accidental unul de Esenin, și mi-am dat seama de impactul poeziei autentice, știi? Poezii de respirație planetară și, efectiv, te lasă tablou chestia asta, știu, da. Deci, proza este altă mâncare de pește. Cei care debutează ca poeți au tentația și risc să proiecteze niște viziuni poetice asupra genului epic, da? Ceea ce nu întotdeauna ține. Dar este o școală foarte bună, vreau să spun. Evident, despre școală vreau să aduc vorba aici, pentru că discutând cu mulți prieteni de-ai mei care sunt
în egală măsură și buni prozatori și buni poeți. Adică începem cu Mircea Cărtărescu sau cu regretatul Alexandru Vlad, care a început ca poet, și cu mulți alții. Dar foarte, foarte mult. Și foarte mult, și da. Bofuri, dacă nu m-am așa început. Da. Și mai încoace, îți dau exemplu cel mai, mă rog, cunoscut în Franța. Uelbe, care acum rupe gura târgului cu romanele sale unul după altul, nu toate sunt de aceeași valoare, dar are câteva romane extraordinar de puternice, a debutat ca poet și primele trei cărți ale lui sunt cărți de poezie. De ce am ajuns, adică am început cu poezia? Pentru că eu cred că, de fapt, poezia este și un instrument foarte fin. Deci, cred că un prozator trebuie să, pe lângă faptul ce are de spus, niște istorie pe care trebuie să le nareze, trebuie să știi să umple cu instrumente și cu instrumente de finețe. Ceea ce te deosebește, asta o am și scris în câteva rânduri, că am tot scris despre cărțile tale, ceea ce te deosebește de foarte mulți prozatori de noi este această atenție extraordinară acordată stilului, frazării, esteticului, nu pentru estetic, dar esteticul care comunică și o idee metafizică, pentru că această esteticul funcțional, funcțional, da, și care este încărcat metafizic, adică care are deschidere spre mistică, spre metafizică, spre ontologic. Eu cred că poezia foarte tare rafinează, adică dincolo, dacă formal vorbim, dacă am făcut școală, am făcut facultatea, abia prin cele trei cărți de poezie tu ți-ai dat doctoratul în teatru, ca zic așa, pentru că ele au funcționat, ele au separat apele. Cred că ele ți-au deschis cumva respirația pentru poză. Bănuiesc că totuși scria între rece și poză. Întrebarea doar, și după aceea trecem doar la poză, este dacă deci doar a ținut și de o anumită perioadă, pentru că după Rafael n-ai publicat cel puțin în volume. Cred că ai mai scris niște poeme aparte, dar nu s-au construit ca un volum. Rămâne aceasta oricum o dimensiune a ta, zicem, în timp, poezia? Ea rămâne transfigurată în proză. Da. Că asta se simte cu siguranță. Foarte bine. Nu fără efortul de a o raporta la rigorile genului epic. Pentru că, totuși, o metaforă poetică este un gen de metaforă. Imaginea sau ceea ce ar converge în metaforă, în materie epică, este altceva, asta e că, dar poezia, da, este un dor așa care în potențialitatea sa mă bântuie latent, dar asta este, știi, și cu timpul înțeleg, cred că mai mult, ce înseamnă o poezie cu adevărată bună, știi, și asta este, știi. Cred că asta se simte foarte bine, mai ales în romanele, acum așa, cele de-a două perechi. Convențional, cel puțin eu am împărțit creația lui Ghenadei Postolache în domeniul romanistic, în două mari perioade. Bun, există un fel de anticameră prin Sezonul Cerșetorilor, publicat la Cartier în 98. Ți-a fost redactor de carte și țin minte uimirea mea atunci când cineva de aceeași vârstă aborda niște teme și nu atât temele abordate, dar felul în care a abordat, dintr-o lume care mi era foarte puțin cunoscută. Era și lumea aceasta la intersecție dintre Interlopă și, zicem, Beaumont. Era un Chișinău funambulesc cumva, deci, care este bine prezent după aceea și în alte romani, doar că mai literat după aceea. Acea primă probă de condens, zicem, majoră în ale prozei și recompensată după aceea și cu premiul unui, ți-a dat un plus de încredere sau pur și simplu ți-a confirmat vocația de prozator de curs în lume? Și una și alta, știi? Eu nu știu ce o să mi-a confirmat, eu cred că se confirmă și reconfirmă până la urmă. Da, și unor ca și cum debutăți de fiecare dată. Dar, ca și cum am debuit un teren așa sigur, înțelegi, unde am încercat tot timpul să-mi stăturnicesc viziunea și instrumentele. Ține aici să spun următorul lucru, foarte important. Din 2000, deci odată cu publicarea romanului Rondu și în 2020, odată cu apariția Canonului, a publicat nou roman. Deci e o
o consecvență extraordinară și e și un fel de, de parcurs rotund, în sensul în care există o coerență între tematici, între scrituri, între felul în care, chiar dacă la un moment tematici s-au bifurcat, ai înaintat pe două drumuri sau pe două, zicem, magistrale, dar oricum ele au comunicat foarte strâns una cu alta. Și aș departaja, sigur că destul de convențional, pentru că, repet, ele comunică aceste două mari direcții în proza ta, în, zicem, două direcții, cum ziceam. Pe de o parte există romanul Rondul, romanul, deci, 7000, Cavalerii și paharnici, foc grecesc. Pe de altă parte există Ore particulare de fotosinteză, Elegia unui picaj, pastoral și, sigur, canon. Dimensiunea agenă, convențional vorbind, dimensiunea mistică, deschiderea spre metafizic, parabola biblică, parabola istorică combinată cu parabola mistică. Pe de altă parte, viața interioară a omului, tot cardioscopul ăsta foarte fin și care la orice, la cea mai mică mișcare își reconfigurează structurile, deci mai cu seama sufletul feminin. Deci două direcții pe care le-a explorat ca nimeni altul, spre care, sau bănuiesc că n-ai putea spune exact, spre care mai tare te simți o aplicare sau pentru tine înseamnă, deci au aceeași valoare sau aceeași... Știi ce se întâmplă? Uite, metafizicul, iarăși, referind pe ceea ce spuneam în debutul discuției, nu poate să fie lucru în sine, ca și pentru sine. Da? Adică, cred că rezultă din niște colizii mai ascunse sau mai de suprafață. Pentru final, cineva din prietenii mei îmi spunea că Liza din pastorală, uite, e un tip pe anumite segmente disgrațioase ca și comportament, ca și background, etc. Știi, eu mi-am dat seama și cred că aici mă revendic indirect, așa într-un fel, de la fenomenul Dostoievski, știi, că bine, descrit tu mucirla, da? Noroiul, cât de savuros. Deci până în punctul în care te vei complace chestia asta, pentru că asta deja este altceva și voluptatea asta este foarte îndoielnică și periculoasă. Da, da, și primejdioasă. Dacă la un moment dat, de acolo nu cresc flori, dacă nu simți, adică, dacă nu se dă o simptome de oază, de revenire, zic, de renaștere, da? Te deschide și pe frumusețe, cum adică... Nu, dar, zic, eu nu vreau să vorbesc despre cei care se cantonează în zona mucirului și poate o fac destul de plasticizant și seducător, dar cert este una că dacă din toată huma asta, așa, din toată, vă să zic, jilă, cleioasă, etc. La un moment dat nu lăsa un spic, dar atunci degeaba, asta e părerea mea. Și nu prea avem noi dreptul, eu cred că să vorbim de lume neamurgite, fără a ne raporta la imediat cu lumii noastre căzute. Adică noi suntem în dimensiunea lumii căzute, pur și simplu. Asta zic, bătute de patimi, antitetică prin excelență, la nivelul individului și a sociului. Și atunci când vorbim despre prăbușiri și... Deci, eu era să spun că mereu este tentația unei cantonări în voluptatea disecării unor stări. Dar atâta vreme cât este funcțională în trup renașterea și renuirea ființei umane, care are potențial, are mecanismele astea. Atâta vreme sunt valabili orice fel de optici, hai să spun, în materie de scris. În apărarea acelei lize din pastorală, despre care am scris cu încântare, pentru că mi s-a părut un roman de o respirație
epică cu adevărat, dar și, și foarte fină ca, ca percepție, ca, ca scriitură. Aș zice că aproape cu versurile cele din Ahmatova, este Znarea Ițicova, soră substituită pe Domnul Apuham, stihii pe Domnul Apuham. Deci, da, ea are un fel de viață, poate mai puțin în ghilimele canonică, dar ea are o deschidere spre finețul, spre dimensiunea inclusiv Sartre, prin acea... Și știi care e șansa Iestului, care mai este șansa Iestului în materie de artă, în speță în literatură? Liza are noțiunea, are conștiința păcatului. Deci șansa Iestului este conștiința păcatului. Conștiința păcatului deschide negreșit către simțirea, către trăirea eschatologică. Adică, da, și iertare și tot ce da, spune. Da, da, da. Deci asta este, pentru că în Occident tare mă tem eu că a fost evacuată din conștiința comunitară noțiunea păcatului și ales cea pocăinței. Pentru că, s-a materializat prea tare. S-a este foarte interesant în general că și la scara noastră personală, știi, și la nivelul celuilalt, știi, să vezi niște... Bine, omul nu se schimbă. Și-o operaul spunea că timpul se schimbă temperamentul, dar caracterul niciodată. Dar este foarte interesant să urmărești niște ajustări, niște evoluții, niște, dacă vrei, metamorfoze legate exact de sentimentul cultei față, fiindcă, la un moment dat, noi toți purtăm vină pentru totul ce se întâmplă. Pentru că suntem, dacă vrei, pe anumite linii și în anumite situații, urmașii direct din Adam și Eva. Și tot ce respire, pentru tot ce pierde, pentru tot ce este strivit sub roț. Asta este chiar culpa noastră, știi? Și nu mai spun de ceea ce se întâmplă cu sufletul nostru, da? Atunci când un om... Asta era o rază, știi? Și pentru mine este foarte interesant când... Nu că interesant, este copreșitor, știi? Și chiar așa într-un fel, da, asta este, să observ, să urmăresc niște evoluții neașteptate în sensul bun al cuvântului, da, bun, bine. Niște răsturnări, știi, de situații când omul își asumă ceva și știi, și trăiești cu asta, da. Pilda asta pe tericală, foarte tremurătoare, când un ucigaș de copii și etc. de părinți, la un moment dat s-a lăsluit într-o groapă la marginea unei cetăți. Asta e caz istoric. Și stătea în groapa aceea. Iarnă, vară, ploaie, zăpadă, flământ, toți aruncau unul cu pietre, poate cineva și cu un călcăț de pâine. Și la un moment dat cetatea a fost asediată de păcări, știi, și toată lumea început să se roage. Asta este caz istoric. Și Patriarhul a avut o vedere, știi, când vocea a spus, du-te și roagă pe el pe groapă, el să se roage pe el. Și Patriarhul a mers, a vorbit, pe ăla s-a rugat și ăștia s-au dus de la ziduri. Da, asta amintește și de Dostoevski, în sensul mimizii este în majore. Acum, nu știu dacă... Deci, la Bulaze, eu... Dacă îți amintești bătrâna la sfârșitul filmului, da, asta pocăința îi spune, de unde duce drumul ăsta? Și așa, nu știu ce i-a răspuns, da. Și îi spune, bine, dar ce fel de drumul ăsta dacă... La ce bun drumul dacă duce spre biserică, da, spre credințe? Da, spre Sfântul Lăcaș. Da, da, spre Sfântul Lăcaș. Nu știu acum dacă Praga putem să o trecem la Est sau Vest, dar este important, zicem, chiar economia acestei discuții. Ți-a părut la Praga, îmi traduce un roman clar metafizic, clar miză eschatologică, dacă vrei, vorba de romanul 7000 tradus în cehă. Spune câteva cuvinte despre acea lansare, după care de ce... A fost o lansare nemaipomenită, neașteptată de, cum să-ți spun, de frumoasă, la centrul Franz Kafka, chiar din centrul Pragăi, o asistență memorabilă de la Facultatea de Romanistică din Praga, deci corpul diplomatic, a fost nemaipomenit, știi, și însăși Praga m-a impresionat
profund. Uite, la Viena am stat 2 săptămâni, îți mai spuneam, dar la Praga doar 3 zile și au fost 3 zile de o saturație, de un aer inedit și culmea prin vechime și prin autentic. Adică este ceva cu totul deosebit, asta Praga. Și lansarea a fost extraordinară și dezbaterile la fel. Suntem, din păcate, într-o perioadă în care exact lucrul ăsta ne frustrează, nu putem lansa cărți în librării, nu putem face dezbateri. În opinia mea, deci... Nu putem merge mai des la Praga. Și nu putem merge mai des și la Viena și la Praga. În opinia mea, cartea care, ca și cum trage toate firele narrative din celelalte cărți, care formează un fel de deltă, a tot ce a scris în proză cel puțin, dar cred că și în poezie Diana de Postolache, este acest canon apărut foarte recent, deci cred că în mai așa ceva, în luna mai la editura Cartier. Este un roman care are în centru un protagonist, protagonistă, este vorba de Gabi, medic, dar care are și vocație muzicală, care deci, la vârste foarte fragede, deja cânta la flaută, absolut extraordinar, depășind toate elevele mai în vârstă decât ea, dar care o face o opțiune pentru medicină, medicină legală, cum ajunge să fie medic într-o clinică, medic pe legist, da, deci, într-o clinică. Ziceam că această carte suscită cele mai multe, ar suscita cele mai multe dezbateri, pentru că este o recitire a miturilor și mitul esențial care este întors cumva peste, dat peste cap, este Orfeu și Euridice. Imaginați-vă un Orfeu care este orb și atunci toată povestea asta cu privirea ucigătoare este aruncată în aer. Din potriva aici, ca și cum acest Orfeu orb o aduce la, pe Euridice la viață, pentru că abia atunci poți să spui că viața ei se întâlnește prin această... Prin măsumare și pentru lecție de smerie de capitală, vreau să spun. Am scris despre această carte, o voi scrie mult mai pe larg pentru revista Vatra, dar vreau să vorbesc cu vocile câtorva personaje, de exemplu, cu vocea lui Gabi, adică din interior, și cu vocea Orfeului lui Alexandru, adică toate ecuațiile se fac și a părintelui, deci a tatălui lui Gabi, pentru că sunt câțiva artiști, chiar dacă în zone diferite, este de fapt un roman foarte subțire, deci un volum, ca volum, dar e un roman polifonic și asta m-a mirat foarte tare. Și aș vrea, zicem, ca să punem în valoare această carte, să încerci o mică polifonie de optici vis-a-vis de propriul tău roman, pentru că fiecare avem și conștiința critică a scrisului, nu? Știi, omul este stil. Adică Daniel, tatăl lui Gabi, fiind un flautist de marcă, să zic, are o anumită ținută, da? Dacă vrei, noi toți suntem, știi, la luptele este mixte. Zic, când ies un luptător, apoi el e însoțit. Deci este un dam muzical pe care el se va lege, mai bătăios, mai agresiv sau mai ridic prin antiteză, știi? Așa și aici, când intru un personaj, pentru că eu nu știu cum mi s-a întâmplat mai demult chestia asta, că mă gândeam așa, că orice personaj este însoțit de o muzică. În cazul nostru, da? A noastră care lucrăm cu cuvântul, vă să zic, chestia asta cumva transpare, se manifestă printr-o alcătuire, da? Printr-o înlănțuire de cuvinte, adică deja depinde de meșteșugul tău, în ce măsură știi să-l aduci în scenă. Poate deci, sunt gândul de polifonie, dar eu am făcut muzică și vioară și mulți ani mai târziu. Și sunt flaut am făcut și chestia asta chiar m-a marcat, vreau să-ți spun. Și, înțelegi? Adică oricine dintre noi confortă cu el o anumită simfonie, știi? Cu un fragment din Brahms, din Vremurile de azi, mai des, din Wagner, știi? Și etc.
Deci acum, cum îți reușește să ilustrezi întreaga asta scenă? Să distilezi pentru fiecare voce. Deci, scuze că te rog. Ceea ce mi s-a părut remarcabil este acele partituri paralele care funcționează. Deci nu poți să confunzi tangente în care este prezența lui Gabi în primul plan și cu cele ale lui Daniel și sau alte personaje. Dar din momentul în care personajul este, dar să fim mai modești, dar se vrea autentic, deci el dictează o tonalitate, el aduce un ton al său, adică nu te lasă să patinezi, știi? Deci este, el vine dintr-o operă, da? El de vorbă vine din Vrubel, în oară, ca și coloristică, da? Vreau să zic, ținută. Nu mai confunzi cu unul care vine din Rafael, știi? N-ai cum. Asta ceea ce vreau să spun, că în clipa în care te apropii sau dibui sau înțelegi că este absolut necesar să bați, să te deschizi către autentic, în clipa aceea, ca și cum clachezi mai rar, știi? Pentru că deja personajul are logica sa, știi? Și nu doar logica sa mentală, el are logica sa ființială, adică de creatură care la un moment dat îți spune, asta e așa, tu vrei să o iau la stângă, eu o iau la dreaptă. Asta este organic. Da, uite, și dacă vrei, cred că o operă, nu vorbim de canon, să o spun alții, știi? Ea tinde a se împlini mai ales sau numai sub zodia organicității. Adică ceea ce este. Iar muzica este un test extraordinar, pentru că muzica, orice notă falsă, imediat se simte, da. Și ca și cum cade. Dacă, zicem, în niște proze, chiar și în niște poeme, sunt niște strofe peste care se poate stări sau versuri mai puțin reușite, în muzică, orice sunet fals, da, este foarte sens. Pentru mine, de exemplu, marea surpriză, când ne cunoaștem slava Domnului de peste 40 de ani, este să aflu că ai făcut și muzică, nu știam, atât dacă sunt civioare și au. Muzica, în sensul ăsta, te ordonează. Evident, da. Și dacă vrei, este ca, cum să-ți spun, este ca un cenzor așa adânc refulat, dar poate mai mult neadormit, știi, care uite, îți semnalează. Personajul care poartă un dinte de aur, dar el nu se poate comporta altfel decât pe ăla care îl poartă și îl expune, da. Și îl etalează, știi? Exact. Deci deja este o logică gestică, da? Și este și o logică zicem, felul în care până la urmă se împlinește un destin scriptural prin fixarea unor trepte în cheie muzicală. Amintesc că penultimul roman al lui Ghenadi Postolache se numește Pastorala și ultimul publicat, pentru că bănuiesc că vor urma și alte cărți, se numește Canon. Ca să încheiem pe această dimensiune muzicală, amintesc de acel. Da, într-un fel ăsta îți dă o anumită energie și o anumită deschidere. Amintesc de celebrul vers al lui Verlaine de la muzica Avant toute chose. Crezi că muzica, nu vorbesc de zicem, partituri concrete sau că aici e vorba de Stagliu, că e vorba de pastorala dar o anumită muzică care este, dacă vrei, dincolo de cuvinte, poate cumva structura lumea de astăzi sau ce fel de muzică ar putea structura, ar putea încheia, pentru că totuși în anumite etape muzica a însemnat foarte mult. Ce ar fi însemnat cultura europeană fără un Bach, care a structurat, care a structurat exact și pe dimensiunea verticală, pe dimensiunea dumnezeirii. Ai vedea o astfel de muzică care, sau ai simți că s-ar putea întâmpla o astfel? Nu trebuie să întâmplă, prin ceea ce face multă lume, tu inclusiv, colegii noștri. Asta se întâmplă. Altceva e că pentru lumea noastră, iarăși, spune Mântuitorul, Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Niciun panaceu nu poate, cum să-ți spun, nu ne conferă în trupul actual nemurirea sau desăvârșirea. Canonul, și asta a scăpat unor critici,
este, de fapt, o carte despre jindul ăsta necurmat după desăvârșire. Și atunci când îl bați la port și uite, vreau, nu știu, ai văzut că la un moment dat nu mă interesează bărbații vie, adică chestia asta nu mai contează pentru ea. Și atunci n-ați iau, dar uite, în așa versiune. Da, și pentru asta se plătește așa. Și într-o asemenea versiune, da. Deci vine iubitul tău, dar el este orb, știi? El care niciodată nu te va vedea cât ești tu de frumoasă. Și pentru una ca ea, care este zgrobitor de frumoasă, pur și simplu alucinant. Știi, asta putea să fie o chibă fatală, știi? Nu devine pentru că este o ofensă puternică, știi? Asta este. Dar cert e bună. Muzica izvorăște de pretutindeni unde este efort susținut de puțin sacrificiu, știi, cred. Asta. Apropo de cuvântul sacrificiu, cred că se potrivește foarte bine pentru un început de final al acestui dialog, pentru că e vorba și de foarte mult sacrificiu pentru a scrie un rad de cărți. Vedeți aici pe stând în picioare, nu sunt toate pentru... Unele stând în picioare? Da, pentru că Ghenadi Postolache este și autorul unor cărți, unor povești pentru copii și adolescenți, dar dimensiunea esențială cred că este aceasta, pentru că e reprezentată de pastoral, de canon, de ăsta, cum grecesc, de 7.000, evident, de ore particulare. Da, ore particulare, care a însemnat o turnură în creația lui Ghenadi. Sper totuși să ajungem să revenim la tradiționalele noastre lansări, la dezbateri. Până atunci, îndemnul meu este să intrați în bibliotecă și în librării, de ce le comunică foarte bine. Noi, practic, suntem acum peste drum de librăria din hol, unde se găsesc cărțile lui Ghenadi, ultima carte, deci canon. În bibliotecă se găsesc toate celelalte cărți. Cred că este un autor de citit și de recitit. Și cred că îndemnul lui de a ne a pleca spre carte cu care am și început cu această vreme în care se citește puțin, aș vrea să spui pe final tu, dacă vrei un fel de îndemn, un fel de să se întinzi o mână celui care abia deci, e în perioada de formare și vrea să... Cea mai mare plăcere, știi, uite, este o carte numai din puținele, chiar sunt foarte puține, care le-am citit de 3 ori. Eu spun, la un moment dat nu mai spun că le-am recitit, pentru că de fiecare dată chiar am citit-o, știi? Și eu îndemn pe toți cei setoși de, cum să vă spun, de niște adevăruri nemăsluite, mai ales de niște dramatisme nemăsluite, soldate cu niște idei absolut sclipitoare și fertilizatoare pentru minte, pentru duh, este cartea Jurnalul Fericirii din Nicolae Ștain. Este una dintre cărțile, părerea mea, cele mai mari ale literaturii, atât române cât și europene. Asta este sincer mea părere, pentru că după a treia lectură mi-am dat seama că este un bloc de dramatism, de înțelepciune... Și compasiune, și suferință. Da, și de forță, efectiv, unice. Așa, ca expresie și ca impact. Deci, Jurnalul Fericirii din Nicolae Ștain, îl recomand. Așa. Toate bunurile. Toate bunurile. Mulțumesc.